87% din suprafața autostrăzii București-Pitești are nevoie de reabilitare, operațiune pentru care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ar fi alocat 10 milioane de euro. În sensul dinspre București spre Pitești, drumul este destul de prost. Mașinile se scutură din loc în loc, trecând peste numeroase petice. La kilometrul 18 însă trebuie să te ții bine de volan. Cele 10 gropi se înșiruie una după alta. Mai grav este că ori de câte ori un vehicul de mare tonaj trece prin gropi, bucăți de asfalt se desprind, amenințând să se transforme într-un șanț lunguieț și continuu.